O continuare la ce a spus domnul paleologul, un text foarte frumos, mie îmi place foarte mult din cartea de Rind, voi te-o gândi. Este un text care cred că îl definește și în ideea ce a povestit dumneavoastră. Ori, nebiu și strâng la minte cum aflu, nu a fost oriși atât de stupit și de neștiutor, încât să cred că Hristos ne cere să dăm din prisosul nostru. Asta o fac doar și păgânii. Am fost însă de ajuns de nepriceput și de rătăcit în beznă spre a cugeta ceea ce pare întru totul conform cu învățătura creștină, că ni se cere să dăm din puținul nostru. Ba mers și mai departe și am învoit cu ideea că din pilda celor doi bani aruncați de femeia vădivă cutia darurilor, reiese îndemnul de a da tot ce avem, toată avuția noastră. A fost nevoie să nimeresc a citi un text, pentru a înțelege cu tremurându-mă și înfiorându-mă că Hristos ne cere cu totul altceva, și anume să dăm ce nu avem. Cum de ne-am putut închipui că Hristos Dumnezeu, care a primit să se întrupeze și să moară pe cruce, a idoma celui mai nefericit și mai ticălos din demonitor, ne va cere să dăm din Hristosul ori puținul avutului nostru, ori chiar avutul acesta întreg. Hristos așadar ne cere să dăm ce nu avem. Un candidat la călugărie mărturisește starețului: să știți, părinte, că nu am nici credință, nici lumină, nici esență, nici curaj, nici încredere în mine și nici nu pot să-mi fiu mie însă ajutor, iar altora poate mai puțin. Nimic nu am. Starețul îi răspunde: ce va face? Nu ai credință, nu ai lumină. Dându-le altora, le vei avea și tu, căutându-le pentru altul, le vei dobândi și pentru tine. Dând, această lecție e valabilă pentru orice creștin, cleric sau minean. Nu din prisosul, nu din puținul nostru, ci din avutul, din ceea ce îți lipsește, trebuie să-l ajungi cu ceea ce nu ai. Dând ceea ce nu ai, dobândești și tu. Cel gol, cel pustit, cele ce-ți lipsesc. Să îndrăznești a da ceea ce vremelnic se întâmplă să-ți lipsească. Iată paradoxul. Creștin în toată plinătatea, splendoarea și virtutea lui. Din ceea ce nu ai, dobândești ceea ce ai știut să dai din golul ființei tale. Dar asupra firesc se reflectă asupra, se întoarce la tine ca un bumerang, ca o rază de lumină proiectată de oglindă. Și te înalțește, te împlinește, te covârșește.